Salut, sunt George Cosma, Hair Expert Avon și în acest tutorial vorbim despre gama Ultimate Shine. Gama Ultimate Shine este infuzată cu tehnologia Crystal Light, ce creează o particulă de lumină în jurul firului tău de păr și oferă o strălucire mai aparte. Îți recomand să speli părul de 2, maxim 3 ori pe săptămână pentru a nu supra-solicita glandele sebacee. Aplică balsamul doar pe lungimea firului de păr și lasă-l să acționeze pentru 2-3 minute. Pentru un plus de hidratare poți folosi și în cazul acesta fiola Advanced Techniques Absolute Nourishment, îmbogățită cu 4 uleiuri prețioase, argan, cocos, marula și camelie. Clătește cu atenție tratamentul și răsfață-ți părul cu o ultimă clătire cu apă rece pentru a închide cuticula firului de păr. Lasă-ți părul să se usuce câteva minute natural într-un prosop de microfibre sau un tricou din bumbac. Gama Ultimate Shine pe care am folosit-o cu tine are și un ser. Eu o să pun 2-3 pompițe pentru a hidrata foarte bine lungimea firului tău de păr. Acesta îți va proteja cuticula firului de păr, îți va hidrata și, bineînțeles, datorită tehnologiei Crystal Light, va oferi o strălucire îndelungată. Voi îndrepta părul și vârfurile le voi întoarce înspre interior. Acum următorul pas pe care îl vom face va fi să-ți fac o cărare într-o parte și aici voi crea un triunghi pe care îl voi prinde cu o agrafioară. Așa, după ce am securizat șubița din partea din față, voi face tot așa niște cărări înspre spate. Următorul pas pe care îl fac este să pulverizez fixativ. Acum a venit momentul să desfacem partea din spate a părului. Acum a venit momentul să desfacem și partea din față. Mai revin ușor asupra șuviței cu placa. Acum voi face o secțiune la mijlocul părului din partea din spate. Îl voi prinde și pe acesta cu un clips. Prindem șuvița asta în spatele urechii. Acum, ca și mic detaliu, dar face diferența, veți vedea, este important să aveți o paletă pentru colorarea sprâncenelor. Eu, în cazul Dianei, o să folosesc o nuanță mai închisă puțin și am să vă arăt exact diferența pe care o va face. Acum, pentru un și mai mult luciu, adaug puțin ser Ultimate Shine. Dacă ai urmat pașii pentru a recrea acest look, dă-mi tag în postarea ta pe Facebook sau Instagram pentru a împărtăși mai departe a Good Hair Day cu întreaga mea comunitate. Și pentru că tot vorbim despre rețelele de socializare, dacă ți-a plăcut acest tutorial, te invit să urmărești și alte materiale din seria Advanced Techniques.